Pentru a evita să plătească impozite pentru bunurile pe care le vând, prahovenii aleg să-și desfășoare activitatea online. Astfel, autorităților le este mult mai greu să urmărească evaziunea fiscală. Nu întotdeauna articolele vândute sunt în conformitate cu legea. Oferta este una extrem de variată. Pe lângă deja clasicele haine, mașini și telefoane, pe internet și-au făcut loc și anunțurile prin care se vând lucruri nu tocmai convenționale. Locuri de veci la super ofertă, cocen pentru animale sau lipitori terapeutice. O parte dintre aceste vânzări încalcă grav legislația în vigoare, dovadă fiind faptul că printre sutele de anunțuri se găsesc și dovezi de casare, etnobotanice sau chiar organe umane. Un alt pericol îl reprezintă vânzarea medicamentelor printre internauți. Aceștia pot cumpăra pastile pentru slăbire, pastile pentru potență sau calmante extrem de puternice, precum Xanax sau Valium. Pericolul în acest caz este evident. O pastilă nerecomandată de doctor pentru slăbire sau potență poate avea efecte secundare deosebit de grave. Antidepresivele însă sunt de departe cele mai periculoase. Acestea trebuie administrate doar sub supravegherea medicilor specialiști. Este important ca autoritățile să se sesizeze în această situație și să ia măsuri urgent.